Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Paradisul imobiliarelor mici și foarte mici. Deci a apărut o nouă super ocazie imobiliară în Cluj, după garsoniera de 11 metri pătrați. Știți care s-a viralizat acum câteva zile? Acum a apărut alta, oarecum în ligă, dar ce să, e cu 20% mai mare. 20% mai mare, e semnificativ. Adică are numai puțin de 13 metri pătrați. 13 metri pătrați cu totul, garsonieră all-inclusiv, despre care proprietarii spun că a fost compartimentată. Nu vă imaginați, un spațiu de 13 metri pătrați. E camera copilului dintr-un bloc comunist, cum ar veni. Deci a fost compartimentată în așa fel încât să aibă în acest spațiu și bucătărie, și dormitor, și baie, și WC. Lângă aragaz. Hoteluri am mai văzut. Să aibă camere de-astea prin Occident, da. Sincer, eu nu am văzut 13 metri pătrați să le ai pe toate. Am stat în camere foarte mici în lumea asta. Paris, Roma, Japonia, astea sunt camere foarte mici. Dar nu le aveai pe toate, adică nu aveai și bucătărie și tot. Era corect, bucătărie, era o cameră și o toaletă, da. Deci asta e, cum ar fi zis Ghiuri Pascu, săracul, garsoniere mici de pivniță. Da, și este atât de valoroasă încât proprietarii nu vor să riște închirierea. Ca să, cine știe, să producă daune, să trăiască, să o, poate o strică chiriașul, cum se mai întâmplă, o vând direct. A, okay. Deci, practic, se vinde. Și citesc din anunț. Mă rog, bla, bla, imobiliare vă oferă spre vânzare o garsonieră în zona ultracentrală. Ultracentrală e scris cu U mare. Există pentru clujeni, există cartierul ultracentral cu U mare. Știm că există zone centrale și ultracentrale, dar cartierul ultracentral... Dar autorul vrea să sublinieze. E ultracentral. Da. Practic, el la statuia lui Matias Rex, acolo e și garsoniera pusă lângă, într-o parte dreaptă, cred că în cap. Soclul de la statuia lui Matias Rex este, în mod evident, cred că e de vreo 4-5 ori mai mare decât garsoniera asta, numai socul. Da, deci în zona ultracentrală, aproape de toate atracțiile. Deci toate atracțiile din Cluj... Acolo sunt, în zona ultracentrală, unde este această garsonieră. Da. Ce nu e lângă garsonieră, nu e atracție. Mall-ul. Se înțeleg. Dom'le, totul trebuie să fie acolo. Toate atracțiile sunt acolo. Deci aproape de toate atracțiile, de punctele de interes ale orașului și aproape de mijloacele de transport în comun. Și de viitorul metro, presupun. Deci totul este, e miezul, ăla e buricul. Garsoniera de 13 metri pătrați. Garsoniera, zice, este situată la demisolul unui imobil. Ce știu, au făcut o boxă, mă înțelegi? Au luat o boxă. Practic, da, bravo. Da, e la firul ierbii. Deci nu s-a priceput agentul imobiliar să spună garsoniera, este la firul ierbii, aproape de sfântul și dragul nostru pământ al Clujului. Deci e situată la demisolul unui imobil cu 3 etaje. În suprafață utilă de 13 metri pătrați și este compartimentat astfel. Cameră, bucătărie și baie. Aceasta, mă rog, se vinde complet utilată și imobilată. Disponibil imediat. Pentru mai multe detalii, bla bla. Și sunt și puse și niște poze. Se vede cum WC-ul se află chiar lângă aragazul pe care se gătește mâncarea. Ce tare. Da, adică dacă ceva nu e în regulă, măcar nu-i drum lung între ele. Ce să zic? Greșește ceva la mâncare, măcar face economie de pași. Se vede imediat. Da, îți dai seama. Și în anumite locuri, spațiul permite cu greu să treacă două persoane în același timp. Norocul e că nu sunt multe astfel de locuri în acest spațiu în care ar trebui să treacă două persoane una pe lângă cealaltă. Avantajul, dacă stau acum să mă gândesc cu aragazul, e că dacă ai situația mea de săptămâna asta să n-ai apă caldă, da, nu mai trebuie să cari apă fiertă la baie, poți să pui oala pe aragaz și faci un sistem ingenios cu furtun. Cu furtun ca la canistra de benzină. Exact. Și o tragi direct din oală. Da, faci puțin și după aia faci Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.